În anul 2015 am fost aleas în calitate de primar al orașului Drochia din partea partidului nostru condus de Renato Usate. Au fost 3 ani de activitate complicată și importantă. Mereu am fost alături de oameni și m-am străduit să ajut fiecare persoană care venea la primărie. Pentru a ridica nivelul vieții, am lansat proiecte investiționale. Am demarat procesul de modernizare a infrastructurii. În tot acest timp a fost o lipsă totală de conlucrare cu puterea centrală. Am fost terorizați prin verificări, intimidați, împiedicați la luarea deciziilor necesare. Înțeleg că așa nu poate continua. De aceea merg în alegeri pe circumscripția uninominală numărul 6, ca reprezentant al partidului nostru, pentru a fortifica puterea locală și a apăra fiecare locuitor al raioanelor Drochia, Dundușeni și Soroca. Moldova va fi liberă!